În județul Călăraș, situația vaccinării împotriva COVID-19 este următoarea. În ultimele 24 de ore, în cadrul etapei 1 și etapa a 2, au fost administrate 422 de doze de vaccin, doza 1 și rapel. Numărul total de doze de vaccin administrate, începând cu data de 31 decembrie 2020, la nivel județean, este de 8.476 de persoane, din care doza 1, 6.287 de persoane, iar doza 2, 2.189 de persoane. Dozele au fost administrate în fiecare centru după cum urmează, la Spitalul Județean de Urgență Călăraș 4035 de doze, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Călăraș 1458 de doze, la Spitalul Orășenesc Lehliu Gară 357 de doze, Spitalul de Psihiatrie Săpunar 320 de doze, Spitalul Municipal Oltenița 400 de doze, Centrul Meane, 120 de doze, Centrul Comunitar deschis la sala sportului din Lehliu Gară 832 de doze și la centrul comunitar din clădirea Enel Călăraș 954 de doze. Până în momentul de față nu au fost raportate reacții adverse conform informațiilor transmise de DSP călărași. Menționăm faptul că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe Platforma Națională de Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, rovaccinare, www.vaccinarecovaccinarecov.ro.